7-4 pentru rândăm, 2-7-3, 5, 5-4, 11. Cât face? 115. 115 minus A egal cu 3A minus 105. 4A. Cum ai făcut 4A? Că nu știu. Am luat A și l-am dus la 3 și am... Și acum scad. Păi, dacă asta e foarte tare. Și am scos 115 minus 105. Deci 4A. Așa bine, mă? Sigur? Nu știu. Dar aici, scăderea asta e bună făcută de tine, ia să vedeți. Da. 2-7, în spate, ne vrem 3 cu 2, 5. 5 minus 4, 1. 1 minus 1, 1. Și cât este? E bine 115? Da. 115 cu 4, 7, hai să facem proba. 2, 4 și 1, 5 și 1, 6, 100, da? 115 minus A egal cu 3A minus 105. Și acum... Ca să aflăm un A, 115 minus 105. Aici nu prea, nu mi-e clar mie de ce e minus. Păi la cu minus A l-ai dus în partea cealaltă cu plus, nu? Primul, minus A. Nu, păi am lăsat acolo cu minus A. Ai lăsat acolo? Da, am lăsat acolo. Ai lăsat aici pe minus A? Și da. Aici pe 3A păi uite, uite, dragule, hai să zicem că e scădere aici. Și atunci, descăzutul egal cu rezultatul plus A. Deci descăzutul, că este descăzutul, ăsta e scăzător și este rezultatul. Deci de aici a rezultat cu 115, egal cu cine? Cu 3A minus 105. 3A minus 105 și plus A. Și 3A și cu A face 4A, deci 115, este egal cu 4A, minus 105. Nu, minus 105. Cred că dacă adăugăm un A, se ridică și cu 30. Păi nu, 3A și cu A nu fac 4A? Da. Da. Și acum, hai să privim în partea asta altă egalitate. 4A minus 105 egal cu 115. Și atunci, descăzutul... Cu cine e? Scăzătorul plus rezultatul. Diferența. Plus diferența, cum spui tu, da. Deci de aici rezultă că 4A va fi egal cu cine? 220. 220. Nu 220, e restul. A, păi 220 era 115 plus 105. Așa, și cât face? Cât face? 220. 200? 20. 20, așa e bine, da? Da. 220. Și atunci numai o singură, dacă 4 de ea fac asta, o singură adică. 220 împărțit la 4. Deci A va fi egal cu 220 împărțit la 4. Și face? 22 împărțit la 4, 5. 5 ori 4, 20. Și 20 împărțit la 4 face 5. Deci iată, 55. Au, prima cutie conține 55 de bomboane. Și acum aflăm 162,55. Deci au egal cu 100, cât am zis. Nu 55 de bomboane. Și iar B egal cu? 162 minus 55. 162 minus 55. Da. Și face? 5 din 12, 7. 5 din 5, 0. Da. Și 1. Și 1. 107 bomboane. Atât că am făcut și această problemă. Ce vreau să-ți comunic ție și tuturor prietenilor noștri, că nu trebuie să ne sperie o problemă. Necunoscutul nu trebuie să trebuie să ne atragă. Care ți-a părut momentele chei în probleme? Care au fost momentele chei? Mai citește problema o dată. În două cutii sunt 162 de bomboane. Stop! Aici... Stop! Aici, până aici ce înțeleg? În două cutii sunt atâtea bomboane. Câte segmente? A plus B. Asta. Notăm cu A prima cutie, cu B cea de-a doua cutie și avem prima relație A plus B egal cu 162. Iată cum am tradus până acolo. Vezi? Informația trebuie să o simțim rapid, să o descoperim. În două cutii sunt atâtea bomboane. La un loc. Dacă în una este A și în alta B, A plus B este mai atâta. Mai departe. Aici a fost...
Zic că place ce. Se consumă 35 din prima. Așa, A minus B. 47 minus minus B. Așa. Și nu, dacă se consumă și tu lăsat așa în drum, nu, problema nu, trebuie să înțelegi balanța. Și câte bomboane erau în fiecare cutie, dacă n-am două, așez dacă. De 3 ori în prima. Deci după ce s-au consumat din prima, câte zice problema? 47. Aia a doua, din prima 35 și din a doua 47. După ce s-au consumat, după acest lucru, în a doua, rămâne de, vor fi de 3 ori mai multe decât în prima consumate. Deci după ce am consumat din prima 35, din a doua 47, în a doua, avem de 3 ori decât în prima. Deci în a doua, adică în B minus 47, avem de 3 ori cât de A minus 35. Adică un A minus 35, un A minus 35, un A minus 35. Deci la 3 A minus 35. Foarte tare. Aici e miezul problemei. Că după ce am consumat, în a doua, sunt mai multe. Sunt de 3 ori decât în prima. La scriere așa, de 3 ori. 3 pe lângă A minus 35, de 3 ori cât înseamnă să scriu de 3 ori, ca să înțeleg, e 3 ori A și 3 ori 35. Asta era important, să vedem chestia asta. Și atunci, relațiile sunt acestea. Și foarte rapid, B-ul, care îl introducem aici, am făcut, am făcut probleme de acestea, mai un fel de calcul algebric. Și am făcut A plus B plus C este atât. Azi, am discutat. A plus B atât, B plus C. B plus C egal atât, nu știu ce. Era cu ani și erau mai mulți copii și trebuia să afli. Da, dar n-are importanță. Dar vreau să spun că important să avem relații. Prima relație între A și B este asta, împreună este atât. Și pe un cealaltă, a doua pe care o construim din informațiile care le dau autorul în continuare. Și din clipa în care am pe cele două relații, sunt foarte fericit. Că de acum văd așa cum m-aș descurca. Și ce am făcut eu? Pe B l-am găsit de aici, era un singur B aici. Și atunci acel B l-am pus în locul lui. Și ce în loc de B-ul ăsta cât am pus? 162 minus A. Minus 47 egal cu 3A minus 105. De acum lucrez numai pe asta, care are o singură necunoscută. A. Și având o singură necunoscută pe A, mă duc ușor și ai văzut cum am gândit din aproape în aproape. Problema a fost făcută. Am găsit pe A și pe B, ce fericiți sunt. Vreau să-ți transmit nevoia de a te aventuria în probleme pe care nu ai făcut niciodată. Deci nu ai citit, nu știi nimic despre ele, atunci vrei să... Știi cum se escaladează în munte? Da. Știi, nu? E necunoscut acolo. Nu știi cărare, ce se face, trebuie să ajungi în vârf. Așa e și la matematică. Deci tu ai un obiectiv, să ajungi în vârful muntelui, să rezolvi problema. Iar ca să o rezolvi, trebuie să găsești potecă, să vezi cum te orientezi, să vezi toată povestea, să înțelegi acolo. Așa te manifeste. Este o zonă necunoscută. Nu ți-e clar deloc ce ai de făcut. Dar trebuie să te descurci. Trebuie să ai încredere că tu reușești să ajungi în vârf. Tu crezi că cel care escaladează, alpinistul, exact, câte probleme nu are, câte dificultăți, ce ai acolo de făcut? Foarte multe dificultăți. Dar crede în el, crede în puterea lui. Când bate fiecare cui acolo și să încearcă și trage și vede dacă ține și dacă toate problemele ce le rezolvă. El crede că se poate, e posibil să ajungă. Și ceea ce nu e posibil aproape, nu e posibil multora lor, datorită antrenamentului pe care îl fac, ei reușesc să ajungă acolo. Așa și noi. Facem antrenamentul acesta. De ce rezolvăm probleme și de ce vreau... Sunt culegeri, aveți așa multe probleme. Și de acolo le citim și nu dăm înapoi. Că dacă am dat... Atenție ce spun. Dacă nu există dorința ta de învingător să vrei tu, degeaba te împingem ăsta, e aici, ia și problema asta, ai fă-o. Nu. Nu, că nu-i la tine. Și tu nu te concentrezi. Tu refuzi să te angajezi. Și dacă refuzi să te angajezi, nu ai nicio șansă. Da? Deci trebuie să înțelegi că putem urca tocmai sus dacă orice problemă pe care o întâlnim, vrem să o facem.
Noi trebuie să știm că vrem să o facem. Vrem, reușim, putem. Așa, asta e atitudinea corectă. Te-am povestit, nu? Că eu nu aveam niciodată teamă de nicio problemă când eram elev. Deci nicio problemă. Știam că trebuie să o pot face. Știam că o fac. Înțelege? Și mi-amintesc că așa cum eram în clasa a 5-a sau a 6-a și când, mă rog, într-o conjunctură, cineva mi-a pus o problemă. Tatăl meu se lăuda foarte tare. Era foarte mândru de mine, spunând că ăsta e deștept. Tata avea o formulare când mă privea, spunea, ăsta e deștept. Și el a spus, ori las, nu cred, ia să-i pune o întrebare. A avut el o întrebare foarte ascunsă așa. Și eu m-am mobilizat așa de tare, am zis, băi, nu-l fac pe tata de râs. Mi-a spus că-s deștept. Și atunci m-am concentrat foarte tare și am dat răspunsul. Și am fost atât de fericit, atât de fericit, că nu l-am făcut de râs. Și tata a fost atât de bucuros că a spus eu, mă, că-i deștept, mă. Un dialog era între cei doi. De aceea vreau să-ți transmit ție și tuturor prietenilor noștri care ne-or vedea, că atitudinea pozitivă, cum spun, gândul că poți să faci, te stăpânește și atunci reușești. Așadar, la sinteza lecției, ce am putut face? Sinteza lecției. Zi tu ce problemă a făcut ai. Prima parte a făcut acolo probleme cu vine. Cum să zicem? Probleme? Metoda falsei ipoteze. Că am zis, dacă ar fi atâta, da? Metoda falsei ipoteze. Metoda falsei ipoteze. Dacă ar fi toate, s-ar întâmpla așa, da. Numărul maxim, numărul minim. S-a aflat acolo, da? Numărul maxim și numărul minim. Metoda falsă ipoteză. Dacă ar fi toate de 5, dacă ar fi toate de 7, ce s-ar întâmpla? Noi avem aici... Deci, asta a fost. Și metoda prin încercări l-am aplicat, da? Metoda încercărilor. Metoda prin încercări. Și aceste rezultate. Apoi ce am mai făcut? Afară termenul necunoscut din... Deci din problema asta. Dar am făcut două probleme. Am făcut problema a doua mea. Cu vârsta mamei. Așa, cu vârsta mamei. Dar tot așa niște relații, da? Exact. Aflarea necunoscutului din relații. Uh-huh. Din relații pe care le găsim noi, da? Uh-huh. Aflarea necunoscutei din relații descoperite. Deci le-am descoperit. Problema a fost așa și noi am descoperit. Tata e atâta, mama așa. Și dacă vrei, a fost și prin metoda figurativă, că am făcut-o mama pentru un segment, da? Metoda figurativă. Metoda figurativă. Și ce să mai spunem aici? Să credem în noi. Să credem în noi, să fim convinși că putem. Deci, aici, așa, putem. Putem. Reușim. Da, putem. Putem să rezolvăm problema. Nu ne speriem de conținutul problemei. O citim, o dată, de încrederea în noi. Încrederea în noi, asta e esențial. Și acum ce să-i spun prietenilor noștri? La revedere, să nu uite de la CJ, să vă abonați la profil la el. La revedere. Și să spunem la prieteni, peste tot ce știu ei, da? Să comunice cât am zis. Știi că am ajuns la 42.000 sau 43.000, ne apropiem de 43.000 de abonați. Asta este un lucru frumos. Înseamnă că odată când punem noi lecții, la atâția ajunge lecția deodată. La revedere, dragilor! La revedere!